Ion. Și mă întorceam, când m-am întors odată, am văzut un șarpe care se uita la mine. S-ar putea să fie iarăși, a fost o viziune, dar acel Ion, Ion, tot timpul l-am auzit, mereu l-am auzit. El povestește așa cum respiră, iar când are timp, îi dictează îngerului personal micul său tratat de risipire și celelalte banalități metafizice atât de necesare supraviețuirii.